Insolorizare ca la carte. Salutare și bine ați venit la un nou episod. Pentru că suntem la stadiul de aranjare în frumusețare poliță Dacia 1310, adică asta. Avem găurile astea și nu-mi plac, am zis să le acopăr. Am găsit materialul ăsta tot de la ea. I-am dat cu perlandez frumos, o să lipesc aici și aici. Jos rămâne la fel, o să-i dau o vopsea neagră la tot după aia. Și o să fie treaba super ok. Acum am pus, ați văzut, insonorizantul aici de la podeaua de vine înspre motor. Vreau să pun și ăsta la instalația electrică acolo. Adică la trecerea asta aici, să nu avem probleme, o bucată și a doua bucată. Gata și cu ăsta. Eu zic că arată super bine aici. Ia să vedem. Hai că am aprins lumina. Ia uite-l ce bine arată acolo. Ia să vedem ce zice. E bun. Pielea noastră sintetică de pe avionul ăsta. Oare reușim noi să facem retapițare sau nu reușim? Oh my god! E mult mai bine decât mă așteptam că o să reușesc. Chiar îmi place cum s-a lipit. Super fain aici. Mai are o cută pe aici, dar oricum e foarte strâmb ăsta și n-ai cum să-l faci. Aici sunt găurile astea. Dar uite că își revin dacă le dai așa, o să mai fac. Frumos la ele. Și când o să vină tot negru vopsit, mamă, frumusețe! Dacă tot am dat cu lipit și pe partea asta și pe aia, să le lipești pe ele. Le-am pus la presat să se lipească fără dezlipire până la nemurire, iar eu acum trebuie să... Bestia noastră nebună de 250 de cai, adică un Megane RS din 2005, este de vânzare. Adică este încă de vânzare. Mă gândesc că poate a mai apărut cineva nou aici, pasionat, interesat de așa ceva. Mașina e nepornită acum, cred că de vreo lună. Nu mai am nici baterie la ea. Am luat-o că am avut nevoie pentru avion. Și oricum pornește, merge, n-ai treabă cu ea. Normal că mai are și ea ceva probleme estetice, pe aici pe la plafon, pe aici pe la aripa asta. Nu a avut noroc în trecut de proprietari care să aibă grijă de ea. A avut grijă doar să o alerge. Vă pot da și raport car vertical pe care l-am arătat aici. Dacă aveți nevoie, vi-l dau. Vouă, dacă totuși nu vă place acest fier de călcat și vreți să vă cumpărați o altă mașină second hand, o puteți verifica pe linkul din descriere cu care aveți 20% reducere sau codul Alex Șerban și o să aflați în raport, după cum puteți vedea aici, dacă mașina a fost avariată. În unele rapoarte poți să găsești și poze, să vezi cam cât de rău a fost avariată mașina. Poți să afli dacă are sau nu are kilometri modificați și multe alte informații, dar astea două eu zic că sunt cele mai importante înainte să pleci de acasă să vezi mașina, să te uiți dacă merită, să pleci la drum sau nu. Așa că să aveți spor la vânzare, la cumpărare, la ce vreți voi. Acum hai să mergem în garaj noi. Să vedem cum arată lucrarea noastră de aseară. Am făcut ceva bine sau nu? Oho, oho! E bine. Ia să vedem și partea asta. Aici era rupt de tot cartonul ăsta și văd că s-a lipit. Oh, s-a lipit nebunul. Trebuie să-l decupăm. Chiar îmi place cum a ieșit. Am făcut treaba destul de bună cu asta. Acum vreau să fac astea prima oară, pentru că astea vin prima dată. Să le dăm o vopsea, să le facem frumoase.
super formidable. Chiar îmi place cum arată. Ia priviți aici, strălucire la un cartonaș. Acum urmează domnul sau doamna poliță, dar trebuie să o mai curățăm un pic, după aia vopsim. E ca nouă sau nu e ca nouă? Avem și noi un pic de strălucire pe aici? Sau nu avem? Ia uite ce frumos arată. Bam, bam. Ăsta care e maro, acum e și el negru frumos. Din ce era și din ce avea mașina asta, nici că se putea mai bine. Și mai avem ultimul produs pe care trebuie să-l curățăm, să-l aranjăm. Ăsta, torpedoul sau sertarul ce e ăsta, că nici nu știu. Se pare că și ăsta a mai fost vopsit. E curățată vopseaua, deci o să-i dăm și noi o strălucire. Bă, ce bine arată! Îl avem și pe ăsta ca nou acum și urmează să ne ocupăm să montăm asta prima oară, după care polița, care arată și ea într-un mare fel, acum după ce s-a uscat, chiar e faină tare. Ia să vedem cum se prind astea. Știu că se prind o dată în cheder și a doua oară în ce? E bine, e bine, dar nu știu dacă e bine. Am prins-o foarte bine, polița asta. Chiar îmi place cum arată și e super, super strong. Am prins-o în toate găurile. Însă acum că m-am uitat mai bine pe aici, nu știu dacă am făcut bine că am pus-o, pentru că s-ar putea să mă chinui când trebuie să pun pedalele. Când o să bag cablurile de la reglaj, faruri. Deci cred că în proporție de 90% va trebui să o dau jos. Dar măcar știu că vine super bine aici. I-am dat toate găurile, că unele nu l-avea pentru că ăsta l-am schimbat. Stâlpul ăsta de aici a fost schimbat și n-avea găurile. L-am aranjat frumos acolo. Uite și ce bine arată cu astea așa vopsite. Mamă, zici că e de poză. Și acum, pentru că m-am supărat că am muncit cam degeaba, vă arăt eu ce fac. Merg frumos la cumpărături, iau tot ce trebuie să pornim motorul, adică ulei, cel mai bun ulei, am luat și antigel, contact că ăla nu mai merge și poate reușim să-l pornim astăzi. Hai că m-am apucat seara, dar măcar avem cine trebuie și chiar dacă nu pornim în seara asta, eu zic că mâine reușim. Frumos, frumos,
antigel, de carburol, să facem ăla carburatorul, contact, ăla nu mai merge, filtru de ulei. Așa că hai să dăm drumul la treaba aici. În prima fază aveam pe aici pompa de benzină, asta e. E curățată, aranjată, schimbate garnituri de mine, frumos tot ce trebuie, mai avem nevoie de asta. Garnituri parcă aveam aici. Trebuie să fie două bucăți, uite-le, una, două. Și aici trebuie să curățăm puțin. Hai că am curățat și sonda aia, eu zic că am făcut o treabă super bună, arată bine de tot, aici e sticlă, am curățat toată asta, merge să punem pompa la fix. Ia uite cât de bine arată, eu zic că e ce trebuie așa. Iar acum cred că vine așa, garnitură, odată. Vine... Asta, nu știu cum se numește asta. Aici și iar garnitură peste. Țac-pac frumos. Și ultima oară pompița. Bine, noi acum practic nu avem nevoie de pompă pentru că o să punem benzină direct în carburator, dar să nu ne dea ulei pe aici, așa că trebuie să o punem. Gata, avem pompa în super regulă acolo, iar de aici mai avem nevoie de jojă să ne sară ulei pe acolo, cred că asta e, uit-o, și ia uite ce am mai găsit, ha, ha, ha. De asta și uitasem. Trebuie bineînțeles să le facem și pe ele frumoase. Ia uite-o, e mai ceva ca nouă, frumusețea, o punem la loc aici frumos, hap, nu e așa că arată bine. La asta însă avem mai mult de lucru. Din păcate asta nu mai are strălucirea ei frumoasă, așa că trebuie să-i dăm cu niște aluminiu ca să o facem și pe ea cât de cât ok. Nu e cum era aia de fabrică. Ca ăsta ar fi trebuit să arate, dar din păcate nu mai arată așa. Dar o rezolvăm și cu ăsta, nu-i problema. Hai că arată super bine și așa. Acum cât se usucă ăsta, să ne ocupăm de căpăcelul ăsta, pentru care avem nevoie de mai multe garnituri, adică asta. Și trei de-astea. Capacul e super țapăn, cu toate că nu e definitiv pentru că trebuie să mai punem alea de ține accelerația, șocul aici, dar momentan e super ok. Acum să punem și nebunia asta de filtru de ulei, îi băgăm niște ulei prin el pe aici, frumos. Așa, și cu el pe mașină.
Și ăsta e cel mai important lucru pe care nu trebuie să-l uităm, să strângem la baie, să nu dăm uleiul pe jos. Gata. Acum, teoretic, mai trebuie să-i punem ulei și carburatorul care ne va da benzină să-i dăm o cheie. Dar carburatorul nostru, din păcate, n-arată chiar extraordinar. Va trebui să-i facem o curățare. Ia uite ce are aici. L-am făcut bucăți, sper să mai îl facem la loc, iar astăzi eu i-am cumpărat și lui o soluție de înfrumusețare, de carburol. Și din acest motiv, din păcate, în seara asta nu o să putem să o pornim, pentru că trebuie să lăsăm asta să se curețe bine, bine de tot. Nu mi-a ajuns unul, dar bine că mai aveam rămas de la portocală pe aici. Îl avem pe tot scufundat frumos. O să lăsăm aici până mâine să se curețe super bine. Iar noi acum trebuie să băgăm uleia și mașina. Iar acum, cu super părere de rău că n-am reușit să pornim motorul în episodul ăsta cum mi-aș fi dorit. Dar n-am ce să fac, e târziu, trebuie să mai editez o grămadă. Nu avem ce face, așa că trebuie să încheiem episodul ăsta aici. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Nu uitați să vă abonați acolo jos, să auziți cum merge în episodul următor. 100% îl pornim în episodul următor, motorul ăsta, și să dați și voi un like. Eu zic că merită tot treaba asta de aici. Ce să vă mai zic? Hai, pa!